Am găsit la știri sormănii care sunt cele mai importante evenimente din Pașcan, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurii. Primăria Pașcan nu știe ce să mai facă pentru a opri distrugerile de mobilier urban în zona Vale, modernizată de curând din fonduri europene. Nu doar băncile sunt stricate, ci și coșurile de gunoi, deși în zonă sunt amplasate camere de supraveghere. Reprezentanții administrației locale fac apel la cetățeni să protejeze aceste investiții. În urma unor verificări efectuate în teren, un inspector al primăriei a constatat că o parte din coșurile de curând schimbate au fost distruse pentru că n-ar fi fost folosite corespunzător. De vină ar fi comercianții, dar și locatarii de la bloc care preferă să îndese sace cu gunoaie în coșurile de pe stradă, nu în tomberoane. Compartimentul de monitorizare a serviciilor publice din cadrul primăriei municipiului Pașcani a făcut zilele trecute un control în teren alături de cei de la CLP Ecosalubritate și au constatat o serie de lucruri mai puțin ortodoxe, să le spunem așa. În speță, vorbim despre coșurile de gunoi de pe raza municipiului Pașcani amplasate odată cu proiectul de modernizare PIDU, atât pe esplanada din zona Valea, dar și coșurile noi achiziționate de primărie și amplasate pe raza municipiului Pașcani. Există o practică din ceea ce s-a constatat din acest control și anume că o serie de cetățeni, nu toată lumea, nu vrem să acuzăm, Doamne ferește, că știm foarte bine că sunt și oameni ce respectă toate legile în municipiul Pașcani, dar sunt o serie de persoane care aleg să ia, eu știu, coșul de gunoi de acasă, sacul menajer și să îl îndese în aceste coșuri de gunoi pe care noi le numim mobilier stradal. Noi am constatat că și de la magazine se duc astfel de pungi de gunoi pentru că, nu știu, din comoditate, din alte motive, persoanele respective aleg să nu meargă la punctele de colectare a gunoiului și să ducă respectiv saci menajer, ci preferă să îi pună la cât mai la îndemână, cât mai aproape și anume în fața magazinului, dacă este un coș de gunoi, se practică și acest lucru. Administrația locală face apel la cetățeni să depoziteze sacii cu gunoi în locurile special amenajate, nu în coșurile de pe stradă, deși nu ar fi ceva ilegal și nici nu sunt prevăzute sancțiuni. Noi rugăm pe această cale cetățenii, în special și pe cei de la spațiile comerciale, să nu mai depoziteze sacii menajeri în aceste coșuri de gunoi, pentru că dorim să le reparăm. Probleme sunt și cu băncile amplasate acum un an de zile. 10 dintre ele au fost distruse, dar nu au fost încă înlocuite. Am discutat astăzi cu cei de la investiții și vă pot spune că deja suntem aproape pe final cu partea de piese de schimb pe care noi le-am avut pentru repararea acestor bănci și coșuri. Da, mă refer aici la elemente din lemn și la elemente din fier. Pentru că, nu știu dacă spre rușinea noastră, mă refer a locuitorilor municipiului Pașcani, din vară, de când s-a terminat proiectul, vară-toamnă să zicem, au fost reparate de zeci de ori bănci și coșuri stricate de diferite persoane care nu înțelegem ce au cu respectivul mobilier stradal. Noi de asta îi rugăm să le protejeze, noi vom veni din nou și le vom repara. Acolo unde nu vom mai putea repara, mai avem încă un stoc, din fericire mai avem un stoc de bănci și de coșuri de gunoi, câteva, vreo 30 de coșuri, mai avem și vreo 20 de bănci de rezervă. Cu acestea vom veni și vom mai completa, dar sperăm să nu se întâmple la infinit acest aspect al distrugerii mobilierului în municipiul Pașcani. Administrația locală anunță că va lua măsuri pentru stoparea acestui fenomen. Cei care depozitează sacii cu gunoaie în coșurile stradale riscă să fie amendați dacă nu au contract de salubritate, iar pentru distrugerea mobilierului urban sunt prevăzute sancțiuni usturătoare. Ulibașa din Hârlău, Stănescu Mihalache, a fost amenințat cu moartea. Dușmanii au trimis sicriul la poartă împreună cu o cruce, corană, cu flori și zeci de lumânări. Polițiștii, criminaliștii și pirotehniștii au venit la fața locului pentru a lua amprentele și a face cercetări. Preoții au fost chemați și ei pentru a sfinți cartierul. Țiganii din Hârlău spun că vor păzi noapte de noapte cartierul și speră ca cei implicați să fie prinși și pedepsiți de oamenii legii. De la primele ore ale dimineții, cartierul Țiganilor din Hârlău a fost împânzit de polițiști. Motivul? Ulibaș al Stănescu Mihalache a fost amenințat cu moartea. Mai exact, i-au lăsat în fața gospodăriei toate necesare pentru o mormântare: sicriu, cruce, coroane, lumânări și prosoape. Mă
Bună ziare! Da, 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 da! Sunt și de când l-au văzut, Bulibașa și tot clanul se tem pentru viața lor. Ei spun că sunt mulți dușmani care îl vor mort pe Stănescu Mihalache, însă nu le-a trecut niciodată prin gând să primească așa ceva. Nu știe cine i-a făcut gluma, însă conflictele au fost în ultima perioadă, spun localnicii. Că discuții mai sunt, probleme mai sunt, dar nu au fost omoruri, nu au fost crime, nu au fost tăieri cu cuțite, certuri mai sunt între tineret de astăzi și de la afacere și de la alte operațiuni de lucru, dar nu a fost cu bătăi puternice. Acum, sigur, de aceea nu știm cine este, că dacă știm cine era... Pe una dintre coroane era scris din partea prietenului Iulian. Momentan, țiganii spun că nu bănuiesc pe nimeni, însă speră ca oamenii legii să-i găsească pe făptașii care au lăsat la miezul nopții sicriul și crucea în fața casei. Dar nu știm și da, eu. Dar problema e în felul următor. Nu știm exact cine este. Cine este? Ăsta a vrut să facă un rău. Ba da, rău. Rău a vrut să facă că la noi, la romi, nu s-a întâmplat niciodată să aduc un scriv sau niște coroane la cineva la poarta lui. La viu om. La viu om. Că noi ne pregăteam pentru Bulibașa Colea să mergem mâine care mormântare. Pentru domnul Colea. Bulibașul romii de la Ciurea. Și noi ne pregăteam, dar noi nu știam noi că aduce ăsta. Dacă vinea unul seara și vedea coroanele și scriu aici, păi nu se speria cineva să moară și el să cadă jos pentru că și-o dus omul ăla? Două coroane și o cruce. Ce scria pe coroana? Pe coroană scria din partea prietenului Iulian. Bulibașa vrea ca autoritățile să le asigure control în zonă. Până atunci, câteva măsuri și-au luat ei. Ei spun că vor constitui echipe de până la 20 de inși care vor păzi cartierul. Pentru Sâcliu este foarte puternic această amenințare. Din momentul când vom afla și noi de la cineva cine a fost sau mai puțin cine a fost, trebuie să știm exact cine a fost, împreună cu poliția vom da curs la aceste declarații și la persoana care a făcut această lucrare. La fața locului a fost chemat un preot care a oficiat o slujbă de sfințire a zonei, cei de etnie crezând că este vorba despre vrăji. Însuși stăpâne, păzește pe toți care sunt în casa aceasta de toată vătămarea și ispita. Izbăvește de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua, de lucru ce umblă în întuneric, de întâlnirea cu demonul de amează zi, pentru ca robii tăi și roabele tale și pruncii, înducindu-se de ajutorul tău. Coroanele și sicriu au fost arse de către clanul Stănescu după ce oamenii legii au plecat de la fața locului. Polițiștii continuă cercetările, însă deocamdată nu se cunosc autorii. După mai multe luni prin care au trecut prin tot felul de probe, cei 56 de candidați din câteva mii din județul Iași au început astăzi activitatea. Polițiștii, angajați în surse externe, au mers la postul unde au fost repartizați în urma concursului susținut. Mulți dintre ei au lucrat în străinătate și chiar au făcut o schimbare mare în viața lor. Este și cazul Florentinei Mihalache din Târgu Frumos, ce a lucrat 13 ani la banca din oraș. A simțit nevoia de schimbare și nu a mai stat pe gânduri. Astăzi a fost prima ei zi de muncă și a cunoscut colegii și mai ales comuna unde va activa pentru următorii ani. Comuna Cucutene este așezată undeva între orașele Târgu Frumos și Hârlău. Are câteva sute de locuitori, iar de aproape 2 ani de zile, un singur polițist s-a asigurat paza și ordinea localității. De astăzi, șefului de post s-au mai alăturat doi polițiști angajați din surse externe. Este vorba despre Florentina Mihalache și Ionuț Parfene.
Am ajuns la postul de poliție Cucuteni în baza notelor pe care le-am luat la încadrarea din sursă externă și încercăm aici să facem o echipă și să putem să desfășurăm o activitate corectă și completă. Polițista Florentina are domiciliu în orașul Târgu Frumos. La cei 35 de ani ai săi, are o carieră de 13 ani în management și a lucrat pe diferite posturi la banca din localitate. A vrut o schimbare și a acceptat provocarea de a se înscrie la concursurile organizate de Poliția Română cu angajări din surse externe. A trecut prin toate testările și de astăzi a început munca la postul de poliție din comuna Cucuteni. Așa cum am mai spus într-o discuție anterioară, am ales să fac acest pas dorind o schimbare, un pas mare, într-adevăr, dorind o schimbare. Plec dintr-un sistem bun, ajung tot într-un sistem bun. Sistem care o să-mi ofere probabil cea mai mare parte de acum înainte de satisfacție. Mă voi dedica întru totul, așa cum am făcut-o și anterior. Am susținerea familiei, am susținerea persoanelor dragi. Ea spune că este susținută de familie și își va dedica timpul pentru a face treabă bună la locul de muncă. Este o provocare viața de polițist și în viitorul apropiat va urma și câteva cursuri de lupte, pe lângă cele de comunicare pe care deja le are. Săptămâna trecută am avut doar în cadrul IPJ-ului desfășurate activități. Este prima zi la post, am avut primirea la Hârlău și acum am venit împreună cu șeful nostru pentru a ne vedea fișa postului și tot ce și mai din e. Din punct de vedere fizic, credeți că faceți față? Cu siguranță. Mă vedeți așa mică? Nu, cu siguranță fac față, mă descurc, mai luăm cursuri de lupte, mai vedem ce facem. Alături de ea, nou în această meserie, se află și Ionuț Parfene, în vârstă de 25 de ani, care a lucrat ultimii ani în Danemarca. Când a auzit de șansa oferită celor care nu au mai lucrat în poliție, nu a ezitat nicio clipă să nu se înscrie. Ionuț spune că are de învățat, dar va face față fiecărei provocări. Înainte să fiu încadrat în acest post, am lucrat în Danemarca pe o perioadă de aproximativ 4 ani. Cum a fost acolo? A fost o perioadă bună din viața mea, m-am acomodat foarte repede, dar am dorit să mă reîntorc în țară. De ce? Ce nu a fost bine acolo? Cum de v-ați gândit să vă faceți poliția asta? Păi, în primul rând, depărtare față de familie. A fost o perioadă dificilă din acest punct de vedere, de aceea am luat hotărârea să mă reîntorc. Și localnicii văd cu ochii buni noi polițiști, chiar dacă nu au avut până acum conflicte, ei spun că se simt mai în siguranță cu cei 3 polițiști în comună. Deocamdată excepțional. Să sperăm să nu avem dificultăți și probleme drastice, adică rele. O să înviață dacă asta e meseria. Dar până acum cum a fost? Era unul singur? Da, a fost bine și a făcut treaba. Păi dacă asta am probleme, a să ajung la densa, normal, dacă numai când o să am probleme. Astăzi, cei 56 de polițiști încadrați din surse externe și-au început activitatea la Inspectoratul de Poliție Județean Iași în structurile Ordine Publică, Poliție Rutieră și Conductor Câini. Astfel, în această dimineață, agenții de poliție s-au prezentat la posturile unde au fost repartizați, fiind primiți de șefi care i-au informat cu privire la principalele sarcini și atribuții pe care urmează să le îndeplinească. De asemenea, pentru o perioadă de 6 luni, noi polițiști se vor afla în responsabilitatea unui polițist cu experiență, iar ulterior vor susține examenul de definitivare. Aceștia au depus jurământul de credință la data de 19 ianuarie la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Iași, după ce au fost declarați admiși la toate probele concursului care a demarat în luna octombrie anului trecut. Prima ședință din acest an a legislativului pășcălene este programată marți, 31 ianuarie, de la orele 10. Pe ordinea de zi se află 16 proiecte de hotărâre, toate inițiate de primarul municipiului Dumitru Pantasi. Ședința va începe cu proiectele privind planul de ocupare a funcțiilor publice vacante în anul 2017, precum și planificarea lucrărilor care urmează să fie executate în acest an de beneficiarii ajutoarelor sociale. De asemenea, vor fi actualizate hotărârile privind domeniul public, precum și cel privat al municipiului și reevaluate bunurile de inventar, dar și achiziționarea unui soft pentru evaluarea locuințelor anele care urmează să fie scoase la vânzare.
La primul proiect e vorba de aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Pașcani pentru anul 2017. Este un proiect ce vine la începutul fiecărui an. Transformarea unei funcții publice vacante, execuție de inspector din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Pașcani. La 3, planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor de ajutor social pentru anul 2017. E vorba de cei de la legea 416 ce se ocupă de acest lucru. Trebuie stabilit și planul lor de acțiuni. La 4, e o completare la anexă la o hotărâre de Consiliul Local privind însușirea proprietății private a municipiului Pașcani. Urmează o serie de proiecte de patrimoniu, să zic așa, modificări și completări la anexe ale unor hotărâri de Consiliul Local și unor suprafețe de teren înscrise la anumite poziții. La 13, achiziționarea unui program informatic pentru stabilirea prețului de vânzare a locuințelor ANL din municipiul Pașcani. În aceeași ședință se va discuta despre înființarea unei comisii de mediere a conflictelor juridice dintre administrația locală și operatorul județean de apă și canalizare și despre achiziționarea unor servicii de consultanță juridică și executare silită care să ducă la îndeplinirea hotărârilor judecătorești și deciziilor curții de conturi. Aprobarea parcurgerii procedurii de mediere, e vorba de soluționarea pe cale amiabilă a diferențelor existente între unitatea administrativ teritorială în speță, municipiul Pașcani, Consiliul Local al municipiului Pașcani, Arsacis și Sece Apa Vital, cât și mandatarea persoanelor din partea unității administrativ teritoriale și al Consiliului Local în acest sens, al medierii, bineînțeles. De asemenea, pe ordinea de zi se află proiectele pentru reabilitarea termică a două școli din Pașcani din fonduri europene, precum și modificări la contractul de delegare a serviciilor de apă și canalizare. Legislativul orașului Târgu Frumos se întrunește în prima ședință din acest an. Dezbaterile sunt programate joi, 26 ianuarie, de la orele 15, iar pe ordinea de zi sunt înscrise 7 proiecte de hotărâre. Ședința poate fi urmărită integral pe btv.info. Consilierii trebuie să hotărască noile prețuri, precum și alocația zilnică de hrană la creșa din oraș, dar și numărul de burse și cuantumul lor pentru elevii de la școlile din oraș. În aceeași ședință va fi aprobat și statutul de funcție al Spitalului de Boli Cronice Sfântul Ioan, precum și modificarea tarifelor la serviciile de salubritate. Ședința poate fi urmărită pe BTV sâmbătă 28 ianuarie de la orele 20. Nu este zi de 24 ianuarie care să nu fie sărbătorită sau să nu fie ascultată melodia Hora Unirii, acolo unde cetățenii de toate vârstele își dau mână cu mână. De asemenea, au avut loc și evocări din viața domnitorului Alexandru Iancuza, iar cei mai talentați au cântat muzică populară spre încântarea celor veniți la spectacole. Cele mai multe evenimente care să marcheze ziua de 24 ianuarie au avut loc în comuna Ruginoasa, la Biserica Domnească, la Palatul Cuza, la Școala Generală cu același nume, dar și în centrul localității. Startul s-a dat de la orele 11 la biserică, acolo unde un sobor de preoți a oficiat o slujbă de pomenire în memoria domnitorului, dar și un tedeum. Deci dacă și ție, fratele tău, mergi monstrăl pe el între tine și el singur, și de te va asculta, ai dobândit pe fratele tău. Pasul cel mare, de la 1918, când, așa cu cât, măcar a mai rămas plia românească, s-a reîntregit neamul nostru românesc. Acest al doilea pas important, să vă dorim astăzi aici, la Rugioasa, pentru că aici încă și va mai fi întotdeauna viu spiritul unirii neamului nostru românesc. A urmat apoi evocarea momentului istoric, prilejuit de împlinirea 158 de ani de la unire. La 24 ianuarie 1859, românii și-au impus voința în fața puterilor vremii, unirea principatelor reprezentând în primul rând rezultatul voinței politice seculare a românilor. Conștiința națională, apartenența la același neam, limbă, obiceiuri și religie, i-a îndreptățării pe deplin să creadă în acest proiect istoric și să-l materializeze, dându-ne astfel șansa să evoluăm ca o națiune respectată și termină. 24 ianuarie, dacă îmi permiteți să fac comparația, ar trebui să fie Ziua Națională a României. Această mică unire a fost, de fapt, un pas mare spre România viitoare.
Nu putem vorbi despre 24 ianuarie fără să amintim despre personalitatea lui Alexandru Iacuza. Cu toții știm cine a fost Alexandru Iacuza. Important este ca să menținem această mare sărbătoare a neamului românesc. Au fost perioade grele, am să reiau o expresie a marului istoric Iorga. Românii, un neam la răscruce de vânturi. Într-adevăr, asta a fost soarta noastră. Au fost depuse și coroane de flori la mormântul domnitorului. Asemenea momente au avut loc și la Târgu Frumos, acolo unde edilul Ionel Vatamanu a transmis și un mesaj de unire celor prezenți. Nu a lipsit Hora Unirii, ca și în alți ani, momentul a avut loc în curtea Muzeului Memorial Alexandru Ioan Cuza din Ruginoasa. Apoi, în centrul comunei, la primărie, sala de spectacole s-a umplut de cetățenii care nu au vrut să rateze momentele artistice pregătite de talentele localității. Unirea țării românești cu Moldova, înfăptuită la 24 ianuarie 1859, reprezintă actul politic care stă la baza României moderne și a formării națiunii române. Obișnuia să se îmbrace ca și când ar fi fost un om de rând. Apoi, cu puțin umor, s-a amestecat prin popor. Doar el nu se vadă cum trăiește mulți și care nu respectă pasă mită lege ce o hotărâse. În acest timp, sute de porții de fasole cu cârnați și vin fiert au fost dăruite localnicilor. Spectacol artistic a fost pregătit și în centrul Pașcaniului. Reprezentanții Casei de Cultură au pregătit evenimentul Hai să dăm mână cu mână. Atmosfera a fost întreținută de cântăreții de muzică populară Adrian Apostol, Nelu Sârbu și Cristinel Iordăchioaia, alături de ansamblul de dansuri Rapsozii Siretului în acordurile fanfarei Trubadurii. S-au alăturat și mai mici artiști Petruța Secară și Emanuel Băiceanu. Și floare ca tine cu suiomule, asta nu mai e grădină cu suiomule. De ești verde sau uscat mai cu suiomule, ești floare de lăbudat mai cu suiomule. Și cum ești o arțăne, cum să canță dacă ori vrei, să ne cânte tot așa, până mări vom juca. Și cum ești o arțăne, cum să canță dacă ori vrei, să ne cânte tot așa, până mări vom juca. La final, cei prezenți și-au dat mână cu mână într-o Hora Unirii. La eveniment a participat și viceprimarul municipiului Gabriela Nedelcu, care a transmis și un mesaj pentru această zi.
Vă îndemn cu tot dragul să ne respectăm istoria, să ne respectăm valorile românești autentice și să le promovăm. Îmi doresc ca dezbinarea și ura să dispară. Îmi doresc să fim un popor unit și bun. La mulți ani, dragi pășcăneni, la mulți ani, România! Materialele video integral pot fi urmărite și pe site-ul btv.info sau pe platforma de YouTube cu același nume, acolo unde vă puteți și abona pentru a primi zilnic cele mai noi filmări. În mai puțin de o săptămână, actori mari de la București vor veni la Casa de Cultură din Pașcani pentru a juca în piesa de teatru Avarul. Prețul unui bilet este jumătate subvenționat de instituția organizatoare, iar doritorii trebuie să scoată câteva zeci de lei din buzunar. Biletele au fost deja puse în vânzare și mai sunt locuri disponibile ce pot fi rezervate la Samir Marcu chiar și în ziua evenimentului. Avarul de Molière se va juca și la Pașcani. Piesa de teatru este una dintre marile comedii ale tuturor timpurilor. Evenimentul este programat pentru prima zi din luna februarie. Așadar, pe 1, de la orele 19, sunteți invitați la teatru. Pe scena Casei de Cultură din centrul orașului vor urca actori mari pentru a intra în pielea personajelor. Pe 1 februarie, sub egida mari actori în capodoperele ale dramaturgiei universale, avem invitați la Pașcani pe Tudorel Filimon, Eugen Cristea, Cristina Deleanu și alții în comedia de Molière Avarul. Prețul unui bilet este, în funcție de locul din sală, 50 respectiv 60 de lei. Sunt 200 de locuri în prima jumătate a sălii cu 60 de lei și 100 de locuri cu 50 de lei. Relații suplimentare găsiți la referentul Casei de Cultură Samir Marcu. Pentru cei care vor să facă rezervări, trebuie să știți că s-au schimbat regulile. Rezervări puteți face la 0726040408, numărul meu de telefon, ca și noutate începând de anul acesta. Rezervările sunt valabile cu maxim, până la maxim o zi înainte, pentru că au fost niște accidente la sfârșitul anului trecut și cei care au făcut rezervare n-au mai venit să-și ia biletul, câțiva, nu mă refer la majoritate. Avarul este capodopera lui Molière, care a impus o tipologie. Harpagonul, după numele personajului principal, Harpagon, un bătrân stăpânit de o zgârcenie fără egal și de un egoism greu de imaginat, care, cu toate astea, îl face mai degrabă comic de cât odios, promit realizatorii turneului. Joi 26 ianuarie, vremea se va răci și va fi ger dimineața, îndeosebi nord și centru, iar noaptea în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între minus 7 și 2 grade, iar cele minime se vor situa între minus 21 și minus 9 grade. În nord-vestul, centrul teritoriului, precum și în zonele de deal și de munte, cerul va fi variabil, iar în rest va prezenta norări. Va mai ninge slab pe arii restrânse, îndeosebi în regiunile sudice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în prima parte a intervalului în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei și pe crestele montane. În zonele joase, pe arii restrânse va fi ceață, asociată cu depunere de chiciură în primele ore, îndeosebi în regiunile intracarpatice, iar noaptea și în rest. În județul Iași se anunță temperaturi de minus 4 grade Celsius în timpul zilei. Cerul va fi parțial înnorat, umiditate ridicată, șanse slabe de precipitații și vânt slab până la moderat. Minima se va situa la minus 11 grade Celsius. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți pe TV Beat pentru a urmări programul nostru. Noi ne revedem mâine la aceeași oră. Nu uitați că puteți comenta și dezbate cele mai importante evenimente din Pașcan, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurim pe site-ul btv.info, acolo unde veți găsi și publicitate și anunțuri. Materialele video le găsiți pe canalul de YouTube cu același nume. Sunteți și pe Facebook. Sunt Dana Ursuleasa și vă mulțumesc pentru atenția cu care ne urmăriți. Numai bine!